Mr. Haji, first of all, we want to hear your opinion after the friendly game today against Stavart. Pentru noi a fost un meci foarte bun. For us it was a really good game. Cred că și pentru noi și pentru ei un meci de pregătire. Also for both of team it was a good preparation game. Cred că ambele echipe și-au îndeplinit obiectivul. I think both of the teams made their objective for this game. Fost pentru noi un meci foarte bun. For us in special it was a very good game. Suntem înaintea cu începerii campionatului și cred că un meci de pregătire foarte bun. For the beginning of the championship, for us it was a very, very good friendly game. We hear a lot of things about your team, that you are president, coach, owner of the team. President, no, owner. Owner of the team. Sunt proprietarul echipei. He's the owner of the team. Am înființat-o în 2009. We established this team in 2009. Clubul nostru e foarte tânăr. A plecat din construirea unei academii foarte puternice. Our club is very young and we begin with a very, very good academy and am investit în tineri. Our main project is to invest in young players. Jucători tineri români care au talent, care vor să ajungă să poată să facă performanță. To support the young Romanian talented players who wants to make performance. Am investit într-o bază sportivă competitivă de 8 terenuri de fotbal. At the beginning we start to develop a good base where we will build 8 pitches for the players. După aia avem 300 de copii. After that we grow up with the players and we have 300 kids in the academy. De la 13 la 18 ani selectăm 66 de copii din toată țara, din România. Between 30 and 18 years old we selected 66 players from around Europe, from around Romania, which we keep it in the and și plătim toate cele ce trebuie, școală, antrenament, and we pay all the expenses for them regarding the school, the accommodation. Baza noastră e academia. So the base for the FC Viitorul team is the academy with these 70% din echipă vine din academie. And in the last year 70% of the squad came from the academy. Media vârstei a fost de 21 de ani. The average for the last year it was 21 years old. It was the youngest team in Romania and one of the youngest in Europe. Acum vrem să facem mai multă performanță și am semnat niște jucători cu mai multă experiență. For this year we want to be more competitive, that's why we signed some players with more experience. Toate astea ca să fim mai competitivi și să facem performanță. All of this we did it for going up in the championship and make performance. That make us very, very good impression. You think that model with your team can work in other countries? Everywhere. It's oriunde. Oriunde poate merge, dar trebuie să o construiești de la bază, de la copii, să investești foarte mult la copii. This model can be done everywhere, but you have to have a good plan and to invest in the children from the beginning modelul, and to have patience. Modelul, eu m-am născut cu modelul lui Ajax. His model is the Ajax team from 70s. 1974. 74, the prime generation. Și îmi place foarte mult în momentul de față spaniolii ce fac fotbalul spaniol. In this moment he likes very much the Spanish type of football, so tot ce fac ei cu academii, investesc foarte mult în academii, cresc copii, au o filozofie foarte clară. They have their philosophy very clear. Și au ajuns să fie cei mai buni în lume. Right now they are one of the best in the deci totul world. Pleacă de la academii. It's all begin with the good academies. Și după aia poți să creezi o echipă competitivă. And after that you can create a competitive team. We want to thank you about this conversation and wish you good luck next season. Mulțumesc. Știu că o să fie un an greu pentru noi. We know that it will be a tough year for us. Un an foarte greu, dar în același timp vreau să le urez lor succes și în Europa și felicitări că au ajuns în Europa. To congratulate you for the European qualification and good luck in the next season. Succes în nou sezon.
Good luck in the next season. Thank you. Okay, you're welcome.